Capitala României se află la întretăierea drumurilor europene. Pe planiglob, 7 fuse orare o despart de New York spre vest și tot atâtea de Tokyo spre est. Cei ce vin la București pentru prima dată, ca și cei ce au mai fost pe aici cu o jumătate de secol în urmă, se vor lăsa deopotrivă cuprinși de lumina, de culoarea și de parfumul unui oraș ce și-a croit prezentul prin secol de istorie, de zbucium și de credință. Suntem în capitala unei țări neolatine, în capitala limbii și simțămintelor românești, unde statuile sunt sfințite prin râuri de speranță și ramuri de dor, unde Mihai Eminescu, poetul național, a sfințit cu pașii și cu cuvintele sale străzile și sufletul acestei cetăți, ce poate avea ca emblemă Arcul de Triumf, simbol al izbânzilor și jertfelor poporului român. Teritoriul locuit încă din Neolitic, cetatea București a fost menționată pentru prima dată ca reședința a lui Vlad Țepeș în documentul de la 20 septembrie 1459. Capitală permanentă a țării românești din a doua jumătate a secolului XVII, București a devenit capitala statului român în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza la 1862. Aici s-a proclamat independența de stat a României la 1877, aici s-a clădit speranța împlinirii deplinei noastre unități naționale, cultivată în inimile marilor bărbați ai timpului, cu credința că, pentru toți românii, soarele la București răsare, în zidurile acestui oraș s-au încrustat idealuri și permanențe ale spiritualității românești. Din albumul cinematografic bucureștean, vom aminti aici numai prima filmare, realizată la 1897, când cea mai mare invenție a secolului abia se pusese în mișcare. După aproape un veac, urmașii realizatorilor primelor actualități cinematografice românești își dau silința să consemneze pe peliculă frânturi din înfățișarea de astăzi a capitalei României, surprinzând fantastica metamorfozare a fostului pod al Mogoșoaiei, principala arteră a orașului, și noul aspect al cetății de pe malurile Dâmboviței, centru politic-administrativ al țării și cel mai important centru cultural, științific și economic al României. Păduri grațioase de beton și clorofilă au răsărit pe maluri de apă dulce, cine o bea nu se mai duce, îndemnând fantezia să hoinărească, să cutreiere liberă drumurile memoriei, să viseze în pace. Ne putem da întâlnire la hanul lui Manuc sau tot ca pe vremuri în fața Palatului Șuțu, devenit muzeu de istorie al municipiului București. Biblioteca Națională și, vis-a-vis, Banca Națională se sprijină pe brațul lipscanilor, amintind trăinicia simbiozei dintre cultură, finanțe și comerț.
Alături de clădirea cecului, în fosta clădire a poștelor, s-a instalat cel mai mare și mai valoros muzeu al țării, Muzeul Național de Istorie a României. În timp ce aici se lășluiește o parte din tezaurul național din aur și diamante, Academia Română reunește tezaurul inteligenței științifice și culturale a României. Muzeul Grigore Antipa păstrează singurul exemplar din lume al uriașului mamifer de acum 50 de milioane de ani, Dinotherium gigantissimum, descoperit în urmă cu un secol în județul Vaslui. Și numai la câțiva pași, strămoșul nostru de veacuri este la el acasă, în capitala României, prin recentul muzeu înființat să reprezinte credințele și idealurile țăranului român. La marginea de nord-vest a capitalei, dăinuie de peste o jumătate de veac unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din lume, Muzeul Satului. Pentru ca în plin centrul Bucureștilor să rămână stăpână de peste un secol oaza de verdeață și lumină, grădina Cismigiu, vegheată în liniștea serii de busturile scriitorilor români. Ecoul clapelor pianului lui George Enescu mai dăinuie încă în vraja casei muzeu, al cărui stăpân odihnește într-un cimitir parizian, lăsându-ne nouă și lumii întregi ceea ce a avut mai scump, sfințenia muzicii sale, permanență printre partiturile universale, la Opera Națională sau la Ateneul Român. București este capitala teatrului românesc, cel mai mare centru universitar al României, orașul cărților, al atelierelor și expozițiilor de artă. Scriitorii, poeții, artiștii, al căror neastâmpăr de născocitor este proverbial, prind să povestească în operele lor istoria nașterii drumurilor pe care le străbat. Este o veche deprindere a bucureștenilor de a-și contempla, în transparența artelor și a meseriei, imaginea lucrului edificat de mâinile fără odihnă. În pragul mileniului 3, capitala României își arată vârstele succesive cu care orașul își edifică istoria arhitecturii. Grădini și parcuri, monumente și statui, alei și bulevarde, locuințe și palate, biserici și teatre, școli și muzee, album de amintiri, antologie de visuri, arhitectură de suflet menită să dureze în cuget și în simțiri. Veche cetate de scaun, așezare europeană cu aproape 3 milioane de locuitori, loc de întâlnire a oamenilor de bine de pe toate meridianele lumii, București, capitala României, așezată la încrucișarea drumurilor vechiului continent, și-a adunat lumina și culoarea și parfumul, prin secol de istorie, de zbucium și credință, să vorbească lumii despre trecut, prezent și viitor.